Renunțați la recurs, nu cerșim, vrem să muncim, sau ați ales soluția destructivă, sunt câteva dintre mesajele pe care au încercat să le transmită protestatarii prin intermediul pancardelor afișate la meeting. Dar cel mai important mesaj este transmis de un banner imens montat chiar pe fațada prefecturii. Cine i-a citit acolo, s-o facă acum! Instituția prefectului Giurgiu, genocidul județului Giurgiu! Aceasta este instituția! Cu adevărat, noi suntem de fapt de 3 săptămâni în săptămânile patimilor. Pentru că acești indivizi care populează această instituție sunt niște oameni fără niciun Dumnezeu. Să nu fiți veseli și satisfăcuți unii dintre dumneavoastră care, din întâmplare, v-ați luat zilele trecute salariile, știu că există astfel de situații. Problema nu s-a rezolvat doar pe moment, dar sunt colegi de-ai noștri prezenți aici care nu vor avea ce pune pe masă de sfânta sărbătoare a Paștelui pentru că încă nu și-au primit aceste salarii. Și vreau să vă mai spun încă ceva. În timp ce subprefectul Lucian Dumitru negocia cu specialiștii și juriștii din Consiliul Județean, dându-și cuvântul de onoare că va rezolva problema, la tribunalul din Giurgiu se depunea deja recurs de către prefectura Giurgiu. Așa că e greu de crezut că un astfel de personaj are onoare. Dacă nu vom fi uniți, dacă nu vom veni să cerem drepturile noastre legale, că nu ne cerem pomană, nu vom reuși și acești indivizi ne vor călca în continuare pe grumați, jignindu-ne, umilindu-ne, batjocorindu-ne familiile. Lor nu le pasă ce se întâmplă cu copiii noștri. Ei au tot ce le trebuie și de aceea în continuare fac ceea ce le ordonă marele parașutat la Giurgiu, împreună cu individa de la Direcția de Finanțe, Marin Anton și Virginia Vericat. De decizia instituției prefectului prin care s-a atacat cu recurs primul buget în cazul căruia tribunalul a dat dreptate Consiliului Județean sunt afectați cel mai mult angajații Spitalului Județean. În fața prefecturii au venit însă și salariații Consiliului Județean, dar și cei din alte instituții subordonate Consiliului. Nemulțumiți de recenta decizie a prefecturii de a ataca cu recurs hotărârea Consiliului Județean prin care se aproba bugetul propriu al Consiliului, angajații Consiliului și cei ai instituțiilor subordonate au ieșit din nou în stradă, protestând în fața prefecturii. Cei mai afectați de această decizie sunt, de această dată, angajații spitalului, care nu au apucat să-și ia salariile. Alături de noi o avem pe lidera sindicatului Sanitas din Spitalul Județean Giurgiu, doamna Aurelia Grosu. Bună ziua! Noi nu credeam că vom ajunge să venim iar în fața prefecturii, având în vedere faptul că noi credem în cuvânt. Atât timp când ni s-a promis că nu va fi atacată în instanță hotărârea judecătorească prin care bugetul Consiliului Județean era considerat corect, noi am zis că lucrurile s-au rezolvat într-o măsură. Dom'le, cum poți să faci așa ceva dacă ești cât de cât credincios, deci nu practicant, nu dă la cu temenele în biserici? Dom'le, săptămâna mare! Deci trebuie să ai cât de cât un pic de, cum să vă zic eu, de milă, nu? De milă. Cum poți tu să faci așa ceva? Cum poți să reacționezi în acest fel? Lasă, domne, politica 10 zile, nu poți să o faci? După 2 ore în care au protestat pașnic, oamenii au plecat spre case, fără a avea vreun rezultat concret sau vreun semnal din partea conducerii prefecturii. Mai multe detalii despre revendicările protestatarilor puteți urmări în emisiunea Interviul Zilei, difuzată imediat după știrile Valahia TV.